Am citit prima ediție, prima variantă propusă, sigur că tremurat, mi se făcea părul măciuc. Acele timpuri, acea perioada foametei, auzeam și de la bunei mei, de la mama din Sângirei, auzeam, dar nu chiar într-atât, pe la noi, pe la Sângirei, n-a fost asemenea cazuri cum asemenea întâmplări istorii pe care le-am citit în cartea În gura foametei. Și îmi amintesc numai atâta, cum spunea bunelul, că lucra la bălți la moară și avea posibilitatea să mai ia în buzunar, să mai fure cât o bucată de macuc. Și aducea și îi hrănea, și hrănea copiii acasă la Sângirei. Ceea ce am citit în carte acum jumate de an, cred că, și întrebam acum, adică abia acum atunci am descoperit că, uite, totuși oamenii care povestesc aici, povestesc că se duceau după mâncare în Polonia și aveau în vedere zona Ucraina. La Lvov, acolo. Și cum sunt povestite acele întâmplări, cum se ascundeau ei în vagon și cum erau vânați cu chingi. Stăteau la marginea căii ferate și aruncau ceilalți chingile ca să-i prindă pe e cutremurător, cred că pentru, aveți perfectă dreptate, suntem promotori de subiecte de filme halibutiene, dar ideea pe care a lansat-o săptămâna trecută, Dudu, recunosc că, da, dar el a fost, dar era și în gândul meu. Și am zis că, uite, m-ar interesa din care motiv. În primul rând, faptul că aveam un noroc că s-a distrus regimul sovietic, a dispărut Imperiul Satanic și după care oamenii au avut chiar cu frică încă și acum mulți dintre ei recunosc niște relatări ale timpurilor din perioada foametei deportărilor cu frică. Și că a apărut această carte poate fi o continuare transformată într-un scenariu de piesă de teatru și cu plăcere, adică consider eu că ar fi binevenită pe scena unui teatru și pentru noua generație, tânăra generație care necunoscând că era o temă tabu, era o perioadă sovietică, dar acum venind și sub o formă artistică a unui spectacol de teatru, am provocat acea curiozitate în tineret ca ei să meargă acasă și să deschidă cartea și să o citească de la cap coadă. E una mai mică, da? Sunt prea lungi și dureroase. Ne călcau cu cai. Ștefan Țăranu, născut în 1928. Când ne-am reîntors în sat din evacuare, l-am găsit pustiu și neprimitor, parcă era altul. Nici puteri nu prea aveam, nici nu aveam cu ce lucra pământul. Totuși, cu greu, cu puterile noastre, am semănat câte ceva. În 1945 s-a făcut puțin greu, puțin porumb, dar în 1946 nu s-a făcut pâinea aproape deloc. De pe un hectar, am strâns cel mult 200-300 kg de greu, dar, cum se știe, ni l-au luat și pe acesta. Am rămas cu buzile umplate. Cu dinții la stele am rămas. În timpul acela era foarte greu de trăit.
cu ce aveai tu să te alimentezi dacă nu era nimic? Nu aveam ce mânca. Ce poate fi mai strașnic ca asta? A venit vremea când și coajă de salcâm mă duceam acasă. O râșneam și o mâncam. Am mâncat coajă de salcâm până când era să împărs și mațele din mine. Când am văzut că nu-i chip de trăit altfel, m-am dus la ministru după hrană. Scoteam scoici, am făcut un foc chiar acolo, pe malul ministrului. Puneau scoicile pe foc, ele crăpau și noi așa le mâncam. Apoi adunam mai multe scoici și le duceam acasă. Din scoicile acelea, mama făcea diferite mâncăruri. Le prăjea, făcea făină din ele, turte. Dar când am văzut că putem să murim de foame stând acasă, ne-am luat lumea în cap și am plecat după hrană prin străini. Mai des ne duceam în Polonia. Ce? Ucraina? Nu, în Polonia, vă spun. Foamea ne mâna în lume. Eu de vreo 3-4 ore am fost în iarna aceea grea. Trebuia să-mi salvez familia. Altă ieșire din nevoia aceea nu aveam. Ori, cel puțin, eu nu vedeam altă ieșire. Am luat zestre din casă, covoare, lăicere, prosoape și m-am pornit după hrană. Mi-am pus toată nădejdea în călătoria aceea. Mă gândeam că voi veni acasă ca un negustor bogat, că... Dar n-a fost să fie așa. Ne-am oprit într-o localitate, Crasta. Căutam un culcuș călduț, dar nimeni nu vroia să ne primească în casa lui. Se temea lumea de străini. Și azi stai la gânduri când e vorba să deschizi ușa unui străin. Dar ce să mai vorbim despre timpurile cele de foamete? Ne emuiserăm noi atunci sub un gard și încercam să țipim. Ori măcar să ne încălzim unul de la altul. Dar n-am avut liniște în noaptea aceea. Pe la vreo 12 de noapte ne-au înconjurat niște călăreți, au spus că noi suntem banderoviști, cineva dintre noi se scăpasă cu vorba că suntem de lângă Bender Tighina. Și au început a ne bate și a ne călca cu cai, că nu știam cum să scăpăm din nevoia asta. Am ieșit din localitatea aceea și am răsuflat ușurat, credeam că am ieșit din mâna necuratului. Dar la marginea satului ne așteptau mai mulți, cu automate și cuțite. Mâinile sus, a strigat unul dintre ei, ne-au buzunărit. Credeau că vor găsi la noi milioane, dar când au înțeles că suntem săraci lipiți pământului, cineva dintre ei făcu cu părere de rău. Mala grășă, adică puțin bani avea, iar altul zice, zăbirio mi barflo, adică le luăm și boartele. Așa au și făcut. Ne-au luat tot ce aveam cu noi. Eu am încercat să mă împotrivesc, dar s-a apropiat unul de mine și m-a lovit cu cuțitul. Iată, aici, dar n-a dat în mine ca să mă omoare, dar a vrut numai să mă sperie, mă gândesc eu acum. Cu mine era atunci și nănașul meu și alți consătieni. Și ei au început să-mi spună, oprește-te, Ștefan, nu câștigăm noi nimic cu zurba, o să ne împuște pe toți pentru tine. În fine, m-am liniștit eu. Ei ne-au ordonat să ne întoarcem la stânga împrejur și să ne pornim unde ne vor duce ochii, numai să nu ne vină în cap să facem gălăgie, că apoi întorc ei cu jocul pe dos. Dar unde să ne ducem? Am zărit în noapte
o lumină și am pășit spre ea. Am ajuns la luminiță. Era o stație de cale ferată. Am rămas acolo, iar dimineața nănașul îmi spune: băi Ștefan, mai am 300 de ruble, hai să ne întoarcem spre casă, n-avem ce căuta noi în străinătatea asta, nu ne așteaptă pe noi norocul aici. Iar eu i-am răspuns: nenașul, eu acasă n-am ce căuta, am dezbrăcat pereții, iar pâine n-am găsit. Ce să fac eu acasă fără pâine? Să mor de foame? Să iau bucățica de la gura celor care mă așteaptă acasă cu plinul? Nu, nu merg acasă. Nu am ce căuta acasă, i-am spus eu nașului Gheorghe. Nu merg. Și ne-am despărțit. Noi vreo câțiva am găsit un tren și am mers mai departe, iar ceilalți au luat-o spre casă. Continuam a ne căuta norocul. Cred că...